noi toți spunem de ani mulți să ne întoarcem la părinți. Dar te rog, mamă, ne iartă, soarta prin lume ne poartă, soarta prin lume ne poartă. Dar cu noi în lumea largă ești în gând, măicuță dragă, ești în gând, măicuță dragă. Dragii noștri, de această dată suntem în Belceș cu o surpriză frumoasă pentru doamna Zinica, care astăzi este sărbătorită. Împlinește frumoasa vârstă de 73 de ani, iar noi mergem să o surprindem și să urăm călduros la mulți ani. Dacă doriți și dumneavoastră să faceți o asemenea surpriză cuiva drag, contactați-ne la numerele indicate pe ecran. Doamna Zinica? Și tu s-a înviat, ne primiți la dumneavoastră? Da, da, bine, ați mai protejat data asta. La mulți ani vă spunem! Mulțumim frumos! Noastră sunteți sărbătorita de astăzi! Da, cum da! Doamna Zinica, noi suntem echipa surpriză la domiciliul Iași. Dar să vă rog să lăsați telefonul să-i dați cuiva, să transmitiți. Așa, ca să fiți un pic aproape de noi. Așa, o să vă ajute cineva aici. Așa. Doamna Zinica, noi suntem echipa surpriză la domiciliul Iași. Astăzi știm că sunteți sărbătorită. Că împliniți frumoasa vârstă de 73 de ani. Venim la dumneavoastră cu o surpriză din partea unor persoane dragi dumneavoastră. Și am să vă întreb pe dumneavoastră dacă cumva bănuiți ceva. Dacă bănuiți, cine v-a trimis această surpriză? Bănuiesc că deja m-au avertizat, m-au întrebat și număram la casă. Și... V-ați dat seama dumneavoastră cine poate să la fie? La stradă, dacă mi-ai spune, la magazin, tot doi pași. Și o leacă m-am gândit eu treaba asta. V-ați gândit dumneavoastră cine? Un nepot care... L-am crescut până la 22 de ani. De uitați-vă ce avem aici, din inimă pentru mama. Mulțumesc, să știți că avem mai mulți complici la această surpriză. Da. Mai mulți? Da. Familia este mare. Da. Și să știți că astăzi cu toții și-au dorit din toată inima să vă simțiți cea mai iubită mamă și bunică din lume. Să-i simțiți măcar un pic aici aproape, dacă nu reușeți să fie fizic. Dar cu siguranță, când se întorc recuperați pentru toate. Cred că, dar nu știu cum, cam răruț așa de acum, că e greu și la ei, cu familie, nepoți, cu tătă. Să știți că astăzi, din toată inima cu toții, de la mic la mare, și-au dorit să-i simțiți aici aproape. Ca să reușească din toată inima să vă sărbătorească. Haideți, eu am să vă iau măcar floricelele, să nu vă fie greu dumneavoastră. Așa, astăzi trebuie să vă simțiți sărbătorită, iubită și cel mai bine. Să simțiți astăzi că este ziua dumneavoastră. Mă, sunt bine eu, dar dacă... Îmi trimite și vă leac de sănătate, așa, măcar cât de cât. Siguranță, dacă ar fi în puterea lor, ar face și așa ceva. Și l-ar face. Tocmai că viața asta ne disparte, ne împrăște. Nu ne putem întâlni, unii murim, alții trăim prea mult. Asta-i. Dar trebuie să vă bucurați că copiii deja sunt mari. Nepoții de acum sunt mari. Mă bucur și de strănepoți și de... Până la 100. Până la 106, nu până la 96. Iar acum, să știți că a venit și momentul să aflăm cine stă în spatele acestei surprize și cine ne-a trimis aici la dumneavoastră. Da, cu cei mai mari plăceri. Iar mesajul pe care și-l doresc din toată inima asta să-l vi transmite spune așa: la mulți ani cu ocazia împlinirii vârstei de 73 de ani. Cu fiecare an care trece, ne uimești cu puterea, cu răbdarea și dragostea ma tale necondiționată. Ești o mamă minunată și o eroină în ochii noștri, care ai crescut și ai îngrijit nu numai puțin de 5 copii, Maricica, Fănică, Mihaela, Ionel și Costel, și toți nepoții cu atâta grijă și devotament. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi, pentru sacrificiile pe care le-ai făcut și pentru iubirea pe care ne-ai oferit-o întotdeauna fără rezerve. Ești o adevărată comoară pentru noi și suntem norocoși să te avem alături de noi în fiecare zi. La mulți ani, mamă dragă! Îți dorim doar fericire, sănătate și tot binele din lume, așa cum meriți. Să ai parte de tot sprijinul și afecțiunea noastră mereu. Te iubim enorm și chiar dacă astăzi suntem departe, sufletește, suntem acolo aproape de tine, mamă. Indiferent cât de mare este distanța dintre noi, inima mereu este aproape de mama. Cu toată dragostea și cu toată recunoștința, surpriza vine din partea copiilor, nepoților, strănepoților, gineri și noare. La mulți ani! Le mulțumesc din tot sufletul și să le dea Dumnezeu sănătate și lor și să ne mai întâlnim sănătoși, că nu știm.
Acum vin concediile, poate vin câte unul, câte unul, vin aici la dumneavoastră. Vrând așa, asta iar nu mi-a fost un băiat, de-am o nesăvară, nu știu, mai vine sau nu mai vine și ește lanț, dar pentru la iarnă sperăm că iar asta mai vine, unii din ei. Așa este, mama îi crește și după ea așteaptă, câte unul, câte unul să tot vin încoace. Așa e, ce să facem? Când nu a avut familie mare, vin eu mai des și ei, dar acum... Acum să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie pregătită. Vă pup, mama, vă aștept să veniți care, când puteți. Asta e cea mai mare dorință a mamei, să-i vadă pe toți. Așa e, că ne vedem noi pe telefon, dar una e când te vezi pe telefon, alta e când te vezi față în față. E bine că mai sunt și telefoanele și foarte acum bine. Ne aduc mai aproape, măcar cât uși de puțin. Da, da. Când nu erau telefoane, era mai greu, când doar vă auzeați cu copiii, dar acum... Ne auzăm, era telefon fix, era... ce să facem? Doamna Znica, da. Să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și melodii pregătite din partea copiilor. Da. O melodie da. Care dodic din toată inima să dedice astăzi dumneavoastră. Să vedem și ce au ales copilașii pentru dumneavoastră. Și-am stat cu frații la spate, că se apropie îndată ziua la măicuța noastră, ziua la măicuța noastră. Și suntem plecați în lume, de ani mulți și zile bune, de ani mulți și zile. Ești în gând, măicuță dragă. Ea este mămica mea, aplaudați-o mai tare. Este ziua ei, la mulți ani, mamă. Bucurie vrem să-ți facem, nu-ți spunem când ne mă-ntoarce. Să te facem bucuroasă, să stăm cu toții la masă, să stăm cu toții la masă. Cel mai frumos dar din lume sunt copiii lângă tine, sunt copiii lângă tine. De soare, spune-mi de ce fate doare. Știm că grijile și dorul ți-au ofelit obrăjorul, ți-au ofelit obrăjorul. Dar astăzi la sărbătoare te-ai îmbrăcat o floare, te-ai îmbrăcat o floare. Doamna Znica, să fiți sănătoasă și cu Doamne ajută să ajungă cu toți aici aproape de dumneavoastră. Noi vă dorim o zi frumoasă în continuare și surprizele să tot continue. Cine știe ce mai aveți pregătit astăzi? Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.